Aprilie 2020 s-a dovedit a fi cea mai secetoasă lună aprilie din ultimii 60 de ani. Seceta extremă care a cuprins în special sud-estul României a distrus aproape în totalitate culturile însămânțate în toamnă. Precipitații nu au mai căzut de aproape o lună, însă situația dramatică cu care se confruntă agricultorii persistă încă de la finalul lunii august, adâncindu-se în timpul iernii când, la fel, precipitațiile au lipsit aproape în totalitate. Specialiștii sunt de părere că în județul Buzău ar fi nevoie de apă de cel puțin 40 până la 50 de litri pe metru pătrat, însă de la jumătatea lunii martie nu a mai căzut niciun strop de ploaie. Versii au mai fost de 2-3 litri, în jur de 2-3-4-5 litri maxim în județul Buzău, dar colaborate cu vântul și testatea vântului, practic în sol nu a ajuns mare lucru și din potrivă a evaporat. Și la acea rezervă de umiditate din sol, care a mai existat, dacă mă întrebați de precipitat, asta înseamnă că lunar ar fi trebuit să avem un 40-50 de litri, cel puțin, pentru a satisface la ora aceasta statul de vegetația culturii la care ne-am fost, să poată satisface cerințele plantelor. Pentru că suferă cel mai mult culturile semenate în toamnă, mă refer aici, grâu, orz, de toamnă rapidă. În aceste condiții, agricultorii sunt îngroziți, asistă neputincioși cu munca lor și investițiile se duc pe apa sâmbetei. În tot acest timp, în care precipitațiile lipsesc, temperaturile cresc, iar primăvara le-a adus în cale un nou inamic, vântul care a transformat lanuri întregi de rapiță și grâu într-o imagine ce seamănă mai degrabă cu un deșert. Acolo unde plantele au supraviețuit furtunilor de nisip, au fost uscate de temperaturile extrem de ridicate pentru această perioadă. Pământul devenit tare ca piatra, semn că este nevoie urgentă de apă, altfel pagubele vor fi de 100%. Rapiță la marginea Buzăului spre Țăndărei, uscată, fără aport de apă, uitați cum arată. De disperare, unii fermieri au ieșit la udatul grâului cu cisternele. Până la sfârșitul lunii, precipitațiile vor fi foarte puține și cu totul izolat. Abia în primele zile ale lunii mai ar putea cădea ploi mai însemnate cantitativ în sud-estul țării.